Mă bucur că iată venim din orașul Sibiu, la dumneavoastră la Brașov, am venit cu o expoziție inedită, o expoziție care iată umple un gol artistic în arta contemporană din România, o expoziție intitulată Fluid Immersion, așa cum s-a spus, realizată de artistul Andrei Popa. Pentru mine ca și curator a fost un performer, să spunem așa, că iată să, pe lângă partea de expoziții de artă din secolele 19-20, să mă intersectez și cu arta contemporană, realizând mai multe expoziții de artă contemporană, însă iată că această expoziție aduce ceva nou, pentru că explozia aceasta de culoare este nemai întâlnită și atunci trebuie să-ți creionezi mesajul, trebuie să știi ceea ce artistul dorește să transmită. Până la urmă, acesta este și rolul nostru al curatorilor, să facem ca arta să fie înțeleasă de public. Astfel că, iată, așa cum am spus și la vernisaj, vizitatorii vor avea bucuria aici, la Muzeul de Artă din Brașov, să vadă o expoziție care face cât trei, pentru că aceste lucrări, date fiind condițiile și realizarea pur și simplu a pictării, deci culorile care se folosesc, procesul de pictare, este unul inedit în România, cunoscut în America și în Occident. Este un proces care, iată, la final, ai o realizare, ai o pictură care în lumina zilei o vezi într-un anumit fel. Dacă te ajuți cu o lampă UV, o să vezi o altă realizare, o altă pictură pe aceeași pânză, iar dacă vei stinge becul noaptea, o să vezi altceva. Astfel că, iată, un tablou face cât trei, sau ai trei tablouri într-unul singur și este, iată, o chestiune care se înscrie, așa cum s-a amintit, într-un concept nou de artă, post-contemporan, să spunem așa, cu un pas înainte de ziua de astăzi. Adică e astăzi, dar e și mâine, sau va fi și mâine. Așadar, cred că este o premieră pentru brașoveni. Această expoziție a mai fost realizată în spațiul transilvanian, la Sibiu, la Bistrița, la Alba Iulia și la Oradea. S-a bucurat de un mare succes în aceste orașe. Sperăm ca și la Brașov să poată să bucure publicul. Să știți că este o expoziție care se adresează poate în prima fază tinerilor, care sunt curioși, sunt înnebuniți de culori din acestea pe bază de fulfureșteni și, să spunem așa, culori de disco, de club, așa mai departe. Însă, expoziția, de bună seamă, se adresează și artiștilor, cât și publicului larg. Așadar, nu pot decât să vă invit, să vă bucurați, să vedeți că în România există artiști tineri contemporani care doresc să facă ceva, să aducă ceva nou în peisajul artistic românesc și astfel că merită toată lauda.